Temeri justificate pentru colectivul de la școala gimnazială Grigore Baștan după aflarea veștii că primăria intenționează să desființeze unitatea printr-o comasare cu școala vecină Ion Creangă. Nu știu dacă o mutare la o altă școală ar fi în favoarea lor sau în defavoarea lor. Ideea de a-i duce în alt colectiv, de a fi priviți, poate cu alți ochi decât îi privim noi și îi înțelegem noi, nu știu dacă ar fi în favoarea copiilor. Ideea comasării vine de la necesitatea reducerii cheltuielilor pentru unitățile de învățământ cu un colectiv de elevi în scădere de la an la an. Domnul primar urmărește să creeze totuși niște școli compacte. De ce nu să spunem drept și încercăm să facem economie? Asta este și unul din scopurile dumnealui, pentru că lucrurile nu pot evolua la nesfârșit de genul las că merge și așa. Au fost ani în care școlile noastre au pierdut din populația școlară și iată că a sosit momentul să ne gândim și la o altfel de organizare, altfel de abordare, dar fără să renunțăm la calitate. La fosta școală numărul 6 sunt înscriși peste 400 de copii. Cadrele didactice de la Grigore Baștan nu îmbrățișează ideea comasării. Și nu îmi doresc ca această școală să fie comasată cu școala Ion Creangă, deoarece consider că avem suficienți elevi și că putem să funcționăm în continuare ca o identitate proprie și deci îmi doresc să rămânem așa cum suntem. Pe de altă parte, conducerea unității aflate în discuție pentru desființare susține că trebuie ținut cont și de specificul populației școlare în majoritate de etnie romă. Elevii de la noi, dacă vor renunța. S-ar putea ca cei de etnie romă să nu, dar nu știu cât din copiii doamnei de la școala 16 nu vor pleca la altă școală. Deci, v-am spus, noi avem 80%, peste 80% rom, de etnie romă. Dar asta nu e rușine, asta e adevărul și nu ne-a fost rușine cu ei. Sunt elevi. O să-i primesc la fel ca și pe ceilalți. O să găsim soluții și pentru ei. Sunt bătuți de soartă, poate, prin faptul că vin din aceste familii, dar sunt elevi. Pentru mine toți sunt la fel. Eu cred că dacă ne vom strădui toate cadrele didactice, vom reuși să facem lucrurile funcționale. Putem să accesăm tot felul de programe, să le fie bine tuturor, iar celor de la școala 16 o să le cer să fie mult mai toleranți, pentru că eu zic că cu toleranță putem să facem multe lucruri. Consecințele unei comasări trebuie analizate minuțios, spun reprezentanții sindicatului care nu sunt de acord cu o astfel de decizie. Se poate ajunge la un abandon școlar în masă. În primul rând, o proporție foarte mare de copii care ar abandona școala. În al doilea rând, din punctul meu de vedere, schimbarea locației pentru aceste clase ar afecta inclusiv cealaltă locație unde s-a discutat până la acest moment că ar putea fi mutați. Sigur că de celelalte cu siguranță ne vom lovi pe parcurs. Oficialii inspectoratului școlar spun că deocamdată se analizează propunerea primăriei, urmând să fie luată o decizie după mai multe discuții cu toți cei implicați. Eu aș spune că nu vom lua o decizie de comasare dacă va fi cazul, fără să discutăm cu dumnealor înainte. Acum 10 minute am încheiat o întâlnire cu domnul lider de sindicat Dobre. Ne-am prezentat și de o parte și de alta toate punctele pe care le analizăm. Îi asigurăm că nu vor fi restrângeri de activitate, dar, repet, o decizie nu a fost luată în acest moment. Politica de comasare de școli nu ar fi o noutate în municipiul Buzău. Prima despre care s-a vorbit anul acesta este cea a liceului Costin Nenițescu cu grupul școlar de meserii și servicii, comasare care ar putea fi pusă în aplicare tot din anul școlar următor.